Să urmărim pe Cerasela la Patrascu la Bârnă. Danilova înainte pe două picioare, urmat de un sal grupat înapoi și un plic călare pe Bârnă. Un plic cu rulare. Danilova pe un picior, din păcate nu mai este legare și un flic salt pe un picior. Și din păcate este și cădere de pe aparat. Cred că nu și-a revenit complet Cerasela. Antrenorii spuneau că are un potențial de doar 50-60%. O Danilova laterală pe picior, urmat de un salt lateral grupat. Din păcate, s-ar putea ca Cerasela să nu aibă timp să prindă echipa pentru Beijing. Mai sunt mici totuși. Nu prea multe luni. O lună. Dar poate se mobilizează și va merge măcar pentru două aparate. Rondă, salt întins. Dar cred că